Ne apropiem de revenirea la normalitate. Premierul Florin Câțu a anunțat că lucrurile merg din ce în ce mai bine, iar de la 1 iunie România ar putea să revină treptat la viața de dinainte de pandemie. Câțu vrea totuși un număr cât mai mare de români imunizați împotriva coronavirusului și le cere până și reprezentanților bisericii să se implice în campania națională de vaccinare. Colega mea, Gabriela Del Pupo, vine cu toate datele. Bun găsit, Gabi. Ce a mai declarat premierul? Bun găsit, acesta a spus că totul depinde în primul rând de cum va decurge campania de vaccinare în lunile aprilie și mai, când țara noastră ar urma să primească 8 milioane de doze. S-a arătat dezamăgit de faptul că până acum sunt înscriși pe platformă peste 760.000 de persoane și doar puțin peste 200.000 au fost programați, dar speră că această campanie va lua avânt în lunile următoare, când vor veni mult mai multe doze de vaccin și începând în primul rând cu jumătatea lunii aprilie, când urmează să poată fi vaccinate peste 100.000 de persoane zilnic. De altfel, anunț pe care l-a făcut și coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță. Relaxarea va începe, bineînțeles, etapizat, dar se dorește ca sezonul estival de anul acesta să fie diferit. Premierul a mai precizat faptul că nu va fi nevoie de un certificat verde care, bineînțeles, la nivel european va fi valabil, dar în interiorul țării noastre românii vor putea face turism fără acest certificat și se bazează pe faptul că această campanie de vaccinare va fi una de succes și peste 10 milioane de români vor putea fi vaccinați până la finalul lunii iulie și nu până la finalul lunii septembrie, așa cum era planificat inițial. Deci vorbim de 70% din populația adultă a țării. Cam acestea au fost considerentele analizate atunci când s-a decis crearea unui comitet pe care îl va prezida chiar premierul și care va avea întruniri săptămânale pentru a decide ce măsuri de relaxare pot fi aplicate începând cu data de 1 iunie. Astăzi voi anunța constituirea unui comitet interministerial prin decizia premierului și în coordonarea premierului, care să asigure de la 1 iunie revenirea la normalitatea României. Vom începe, de fapt, acesta este primul jalon, primul milestone, prima bornă pe care o punem pentru a ne gândi la revenirea la normalitate. Nu înseamnă o deschidere 100%, dar este primul pas. Pentru a face acest lucru, premierul spune că e nevoie de cât mai mulți români imunizați. Florin Câțu a cerut inclusiv ajutorul bisericii pentru a-i convinge pe oameni să se vaccineze. Este nevoie, și am spus-o și la întâlnirea cu cultele și mi s-au dat asigurări, dar vreau să o spun și aici public, este nevoie de o implicare a bisericii în această campanie de vaccinare, mai ales în mediul rural. Este nevoie ca toți românii din mediul rural să aibă aceste informații și să poată să se vaccineze. Premierul e optimist și în ceea ce privește redeschiderea economiei. Așa cum arată astăzi lucrurile, vom avea dozele necesare pentru a vaccina 10 milioane de români la sfârșitul lunii iulie. Ceea ce clar arată, sunt 70% dintre persoane adulte și putem să vorbim clar de o redeschidere a economiei aproape în totalitate.